este un proiect foarte interesant și motivațional. Am organizat lecții de informare, activități extracurriculare, am colectat maculatură, am colectat bateriile, am implicat la nivel local toți localnicii. Este o provocare acest tip de proiect pentru că nu numai că ne dotăm, ne îmbogățim material instituția, dar se întâmplă ceva frumos atunci când se mobilizează toată populația școlară și nu numai, și populația locală, părinții, cei care au putut să ne fie parteneri în această frumoasă realizare, și la nivel de colectare a maculaturii și la nivel de colectare a bateriilor s-a unit o lume întreagă. La noi în liceu deja am început frunzele să le depozităm, să le compostăm împreună cu elevii. Am adunat maculatura. Elevii au primit o plăcere mergând prin clase, adică fiecare clasă a fost ca un concurs între clase, adunând această maculatură, care și cât mai mult. Am învățat să reciclăm și am învățat importanța compostării. Ce ajută. Eu cred că ar trebui să fim recunoscători pentru acest dar pe care îl numim natură, deoarece este un lucru foarte frumos. Unii își au schimbat punctul acesta de poziție asupra mediului înconjurător, totuși că sănătatea noastră depinde întru totul de mediul în care noi trăim. În mod practic, o să reciclez, o să îmi adun părinții și o să le spun ca în fiecare an să strângem o anumită cantitate de material reciclabil și să ducem la un loc unde oamenii strâng și o să mă simt eu mai bine. Noi avem aici forța aceea de mână, elevii, cei pe care îi educăm și încercăm să le cultivăm, anume ideea de a proteja natura, și ei au fost cei care în linii mari au mobilizat comunitatea. Și atunci eu îndemn pe toți să se implice activ în protejarea mediului și să asigure ziua de mâine pentru cei care vin după noi, așa cum încercăm să facem noi, cei care suntem profesori. Proiectul Școala Verde a avut o durată foarte scurtă în care a reușit să acumuleze rezultate destul de mari, zicem noi. Consider foarte importantă continuitatea acestui proiect, pentru că doar conștientizarea problemei este un prim pas pentru soluționarea acesteia. Respectiv, în vizitele pe care le-am avut în cadrul instituțiilor de învățământ, ne-au bucurat foarte mult întrebările despre faptul cum ar putea ei să continue să colecteze maculatură, să colecteze baterii și unde ar fi centrele de colectare unde ei ulterior pot stoca aceste lucruri. Respectiv, ne gândim la faptul că am putea să contribuim la sustenabilitatea acestui proiect în cadrul localităților prin mentorarea lor și realizarea de conexiuni între instituțiile care colectează și prelucrează, stochează aceste tipuri de deșeuri și instituțiile de învățământ din diferite localități care își propun acest scop. Dorința de a salva lumea, de a salva țara, de a salva localitatea, de a salva mahalaua în care trăim, școala în care învățăm, pentru ca ziua de mâine să fie mai curată, mai ecologică, mai sănătoasă pentru viața lor.